fie vânt și fie ploaie, mergem unde suntem solicitați. De data asta, la restaurantul Roata Făget, unde se petrece o mega surpriză. Cu vinuri, cu ciuperci, cu brisketuri, cu chestii noi, cu muzică live, cu un pic de stand-up comedy. Așa cum se distrează lumea la sfârșit de noiembrie. Veniți după mine să vedem care-i treaba. Cine urmează? Bendia! Mulțumesc frumos, aplauze pentru Vali Comand! Aplauze pentru Nicu Bendea! Pe lângă el arăt și eu ca Cipri Deac, aplauze! Bună seara și bine v-am găsit! Vă rog să serviți, sunt testate ciupercile. Cei de dincolo le-au testat, tăți-ți cu capul pe masă. O să urmeze într-adevăr surprize culinare și nu numai. Vă mulțumim că ați venit în această seară să fiți alături de noi pentru o neuitată cină de toamnă. Și vă aplaudăm. Avem aici și doi frați, Castor și Polus, aplauze pentru șefii din seara asta care ne vor încânta pe partea de carne. Că vorba aia, ciuperca e fudulie, dar carne e temelie. Șef Ciobo, Levente, aplauze pentru Ciobico. Venit direct din Italia cu un avion de migranți. Și șeful Spancioc, Pupala Șpăcioc, care se va ocupa de costițe, brisketuri, așa că nu băgați pită multă în voi, că vine și carnea. Bună seara, eu ești Kivanok. Când i-am zis la soacră mea că în seara asta unde vin, era să moară. Zice, unde te duci la ora asta? Soacră mea e un fel de smiley pe invers. Smiley are melodia de unde vii la ora asta. Soacră mea e unde te duci la ora asta. Zic, mă duc la Ioji, la ciuperci. Ia-i trăzniu, ar zice soacră mea. Nu-ți mai ajunge pe linca? Te droghezi cu ciuperci? Ați observat că în școală mai nou nu se dă test la matematică, nu se dă test la fizică, se dă drug test. Să nu vă pare rău că ați băgat mâna în buzunar pentru banii ăștia. Aplauze pentru domnul Ioji, care tot timpul face să fie prețul bun, chiar dacă dă el din buzunarul soției. Aplauze și pentru soție. Dumnezeu soție! Mai să știți că în Cluj-Napoca toate prețurile sunt de două ori mai mari decât în restul țării. Adevărat? Cum se face că paradoxal primarul îi numai pe jumătate? Cum a fost, domnul Jol? Era de milioane spectacolul. Și numai acum începe. Stați așa. Ce e mai bună, mâncarea sau băutura? Băutura. Dacă pe mine mă întreb, băutura e mai bună. Mâncarea lăsăm la azi. Mâncarea lăsăm la doamne. La doamne, mâncare. O seară bună. Domnul Bondi, cum vi s-a părut până acum seara de azi? Fenomenală. Nu fiindcă tu erai de față și ai avut spectacol, dar era țuică de prune și cumva am rezistat. De prună sau de prune? Din prună. Prună. Din. Direct. Și mâine vor mai merge ceasurile bine dacă astăzi merge prună. Vai, nu prea cred. O să iau liber. Cred. Un vin alb. Merit un vin alb? Nu. Roșu. Roșu. Roșu alb. Roșu. Nu, alb. Roșu mai încolo dacă am planuri. Crama noastră, de unde veniți? Eu sunt din Cluj, domeniul Bogdan. Crama noastră e distribuitorul nostru. Cum dracu să facem să ajungi și tu la Antol, mă? Că ai tăte sculele... Iau abonament. Îți iau abonament? Bravo. Sau poate îmi dă Antol un abonament cadou, nu se știe. Am mai avut așa invitații. Cu nunțile, cu botezurile, stai bine? Stăm foarte bine. Succes! Tu pui muzica asta? Nu, e pe pilot automat. Deci eu pot să mișc din orice? Ce vrei? E ca la nevastă. Aici și pe domnul acest Gică Hagi al Horeca. Da. Domnul Ioji. Mulțumesc. Pentru ce? Eu nu ți-am luat banii încă. Nu. Cum sunt seriile organizate aici la Roata? Vine lume, seriile tematice. Da. Balul strugurilor, da, farsa. Am ajuns la un nivel, eu zic, mulțumitor și fără reclamă câteodată simple sala și... Asta e cel mai frumos. Am ajuns să închiriem alte spații mai mari, cum e pentru Revelion. Da, Revelion sau ultimul balul strugurilor, tot.
Tot într-o cantină l-ați cantină făcut. L-am făcut, că n-am avut ce să fac. Ce vreau să zic, dumneavoastră aveți o livadă de pruni. Da, tata a ieșit are, ceva a ieșit foarte bine. De la Târnăveni, da, de acolo. Exact, în zona Târnăveni. A ieșit ca și în fiecare an. Dacă te ocupi, iasă. Iasă. Dacă te, și dânsul s-a ocupat că are patru copii. Exact. Sănătate, numai mulțumesc, bine. Mulțumesc, din prună. Asta ce e acolo? Doamna arată Delia, bine, doamna Delia. Noastră. Doamna Delia, de la crama noastră ne faceți... Ce ne dați, doamna Delia? De la vinuri până la distilate de calitate. Un distilat de calitate, așa, ca să meargă filmarea. Cheers. Cheers. Aici. Ca să sune. Aici trebuie lovit. Nu aici, ca să nu se spargă. Deci aici. Aici. Atât. Aici. Ce-i lovit e foarte bun. Exact. Deci, eu când ajung acasă, mă întreabă, de ce ai întârziat? Dacă mă întâlnesc cu Nicu Bendea, pot să-i spun liniștit că nu e o problemă că îl iubește. Dacă nu-i spun de Nicu Bendea, eu 3 săptămâni nu mănânc. De-aia vin la Roata Făget, pentru că ăsta este, ascultați-mă, aici poți să vii și zi și noapte, n-are importanță. Și dacă au aruncat un pic o bucățică de carne de la nu știu ce bal și ăsta... Tot e bună. Tot e bună. A doua zi tot o poți mânca. Așa că... În decembrie ascultă-mă, numai o secundă. Să fii iubit și felicitări. Nu pentru că e Nicu Bendea, că nu... Așa. Are nevastă un guroi. Ascultați-mă. El de atunci, de când și-o... Distrus viața. Exact. Așa? Eu am vrut să spun cu... Este un cuvânt mai elegant, dar n-avem cum că dumneavoastră ne filmă. De atunci el... Numai cu zâmbet pe față. Nu de la vin sau țuică, nu, că el nu bea. Numai de la... Prin contract prenupțial. Prin contract prenupțial a devenit în decembrie zâmbărețul Nicu Bendea. De serviciu. În decembrie în ce te vedem? În decembrie mă vedeți acasă, în baie. Acolo am vocea, mi se deschide vocea. Ce se dilată. Exact. Când ies din baie, domnule, zici că... Mi-a luat cineva microfonul, așa. Scos de acolo. Și cârnați. Cârnați. Dar tu i-ai băgat. Nu, nu. Eu nu mai scot. Ce fain ar fi așa și la fel. Ce, nu eu i-am băgat, eu nu mai scot. Așa. Ăsta e faimosul smoker? Da, da. Salut, Vali, dragă. Salut. Bine te-am văzut. Te pup. Bine, toamna ciupercilor aici la Roata. O toamnă superbă. Cu un pic de ploaie, un pic de vânt, cu tot ce trebuie ca să crească ciupercile. Că nu s-or făcut vara asta, așa-i? Păi, ele se fac când vor ele. Stai ca la femei, mă, când vor când ele. Vor ele. E, indiferent de anotimp. Indiferent, pentru că nu contează. La femei contează anotimpul. Anotipul? Anotipul, exact. Acum, pe Vali îl știți, că e Big Boletus, că e așa, dar să aflăm din culise. Care, totuși, care e ciuperca ta favorită? Și în ce mâncare o implici? Favorite sunt mai multe. Dar dacă tot mă numesc Boletus, a spune că hribul, care e cunoscut pentru toată lumea, și în general eu iau și le usc și la fum. Dar la fum au un gust incredibil. Deci puțină lume știe treaba asta. Hribii la fum? Hribii afumați, da. L-au uscat și afumați. Și pot să fie serviți în orice formă. Și dacă e praf, pus în clătite, făcute clătite de hribi, cu un pic de carne sau cu sos ragu, sau chiar cu ciuperci, că nu trebuie să fie nu știu ce. Mai sunt ciupercile de primăvară, calocibe gambose sau buretele de spin, cum mai zic unii sau alții, care sunt foarte aromate. Și ele le recomand, sunt delicioase, numai tras un pic în unt și cu un pic de verdeață deasupra, fiecare după gust. O să fac pentru sănătate? Mâncați ce puteți, beți ce faceți și bucurați-vă de toate. Asta e viața până la urmă. Până la urmă, dar noi niciodată nu știm cât trăim, contează cum trăim. Corect. Să fim sănătoși. Doamne ajută. Ai zis că râzi. Da, păi nu, tate. Și eu de bun. Ce faci? Cum ești? Mai facem un scurt interviu și cum vă simțiți în seara asta? Totul foarte okay? Bine, tot ok. Alături de cel mai mare profesor aici. Cum să nu ne simțim bine? Ți-am dat note mari? Dată, numai aș da 10, dar nu vreau 10, că îi dăm 10 și un pic. La Cluj. Distracție plăcută. La fel, Nicule. Cerul cu stele, ne plimbam pe o ale, jurându-ne ole, legământ. Hai, Nicule, numai tu. Hai să-l ajutăm pe Nicu. Și tu le ai
Râdeai, râdeai și nu știai. Domnul, de cât timp activați în domeniul ăsta? 34 de ani. 34 de ani. Și juniorul? 16 ani. 16 ani. Nu, n-o vrut să te facă tata polițist? O vrut să mă facă orice altceva, dar nu bucătară. Și ce-a ieșit? Nu știu, un fel de... Hai că poți mai mult. E bine, e ok în seara asta. Din punctul nostru de vedere, e lumea servită. Dacă lumea e mulțumită, noi suntem și mai mulțumiți. Și după cum am văzut că s-au mâncat, au fost cam mulțumit. Asta e ideea, să mânce bine lumea, să bage în ei. Să... Deci când vine farfuria gol, atunci satisfacția e enormă. Direct din Italia. Ce amestecați acolo, domnul Ciobo? Risotto ai funghi porcini. Măcar în maghiară, dacă nu în română. Risotto cu hribe. De unde, dracu, ai găsit hribe? Că în România nu s-au făcut anul ăsta. Da, de unde? Pe congelator e plin. Deci tot timpul, ca la femei, trebuie să ai rezervă. Câte porții a servit în noapte? Nu dumneavoastră. Noaptea asta. Noaptea asta. Ești generos. De mâncare. 100. 100. Mâncă lumea, se simte bine. Foarte bine, se simte la noi. Prima dată bea, după aia mănâncă. O țuicurică, după aia mâncarea. Fără țuică nu intră. Nu mere. Pe vremea asta. Să rămână, distracție plăcută. No, distrați-vă, treaba voastră. Lume pretențioasă, dar cu gusturi. Antreuri, ciuperci, băutură, stand-up comedy, muzică bună. Așa se petrece lumea în Ardeal. Și noi nu dăm vina pe nimeni. Vă așteptăm aici, la party.